Orice lucru începi în această zi, indiferent că este vorba de un proiect, indiferent că este vorba de o rugăciune, de o meditație, indiferent că este vorba de un demers, de o acțiune, indiferent că este vorba de o practică spirituală, indiferent că este vorba de un acatist, de o meditație, de o curățare, de o purificare, de o dezlegare. Orice lucru pe care tu îl începi în această zi este menit să se rezolve, este menit să se vindece, este menit să se armonizeze, este menit să îți deschidă drumurile. Așa că astăzi, pe 1 octombrie, de acoperământul Maicii Domnului, pentru că astăzi sărbătorim acoperământul Maicii Domnului, sau cei care sărbătoriți și țineți cont de această zi, să știți că este foarte încărcată cu energie. Așa că orice mică rugăciune, orice mic proiect începi astăzi, nu trebuie să citești rugăciuni foarte complicate. Dacă nu ai timp să citești un acatist, nu este absolut nicio problemă. Și o rugăciune de câteva secunde, poți să începi și să spui în felul următor. Încep astăzi această rugăciune sub acoperământul Maicii Domnului. Încep astăzi această meditație de 40 de zile sub energia, lumina și acoperământul Maicii Domnului. Încep astăzi acest proiect al afacerii mele, sau încep astăzi această acțiune în afacerea mea sub acoperământul Maicii Domnului. Cum dorești, sub acoperământul, lumina și razele Maicii Domnului. Așa că astăzi demarează orice lucru, cât de mic, pe o perioadă de 7 zile, de 21 de zile, de 33, 60, 90 de zile, nu contează. Cu cât este mai lungă acțiunea ta, cu atât va fi binecuvântată, pentru că tu o pui, începând de astăzi, odată pentru totdeauna, sub acoperământul Maicii Domnului. Încep astăzi și spui acțiunea respectivă pentru 7 zile, pentru câte zile vrei tu, și o pun odată pentru totdeauna sub acoperământul Maicii Domnului. Și repeți această mică rugăciune, repeți acțiunea sau ce ai ales tu să începi astăzi, pentru bani, pentru sănătate, pentru relații, pentru afacere, pentru absolut tot ce îți dorești, orice proiect ai, indiferent de orice zonă a vieții, din orice zonă a vieții, pune acest început sub acoperământul Maicii Domnului și fă zilnic acea mică rugăciune, acea mică acțiune, acel mic demers, și pune-l în fiecare zi sub acoperământul Maicii Domnului. Pun acest lucru odată pentru totdeauna sub acoperământul Maicii Domnului. Spor la treabă!